Bună ziua tuturor! Bine v-am regăsit, dragii mei prieteni, la o nouă etalare. Bine ați venit pe canalul meu, Luminița Tarot. Voi face oroscopul zilei de 12 septembrie pentru semnul de aer, gemeni, balanță, vărsător. Voi începe cu zodia gemeni. Înainte de toate vreau să vă reamintesc, este o etalare generală și vă recomand să luați doar mesajele care vi se potrivesc. Și să vă înscrieți la canal, dacă n-ați făcut-o, este gratuit și în acest mod veți primi notificări cu ceea ce voi distribui și ne vom conecta energetic pentru a avea răspunsuri mai concrete din partea tarotului. Dragii mei gemeni, haideți să vedem în această zi ce se va întâmpla, cum va fi. Văd că veți munci pe la birou, văd că veți comunica, văd lejeritate în această zi pentru dumneavoastră și chiar armonie. Simt această armonie în jurul dumneavoastră, într-un grup de oameni și în colaborările dumneavoastră cu alți oameni. Haideți să vedem zodia Gemeni. Unii dintre voi lucrați la birou și văd multe persoane jurul dumneavoastră și văd că colaborați și faceți activități împreună. Haideți să vedem zodia Gemeni. Ce va fi în această zi? Judecată. Astăzi cam pentru toate zodiile a ieșit judecata, vești importante, cred că este un mesaj general, mesaje, nu știu, dar văd, cred că va fi un mesaj pentru toată lumea. Turnul, mesaj, turnul și șaptele de bețe, vești, vești care se vor întâmpla în această zi, care vă va trezi la realitate sau veți lua ceva la cunoștință, un adevăr, anumite situații, familia poate are un rol important, trebuie să dați la spate critica, judecata și trebuie să analizați trecutul, prezentul și a lua hotărâri pentru mai departe. Văd ceva profetic, să spunem așa, în această carte. Este un mesaj din partea divinității sau vei fi inspirat în această zi să iei hotărâri pentru familia ta sau pentru viitorul tău. Și ceva tehnologic aici îmi spune că va fi o renoire. Cu turnul aici văd, poate veți primi vești că chiar un turn sau o clădire a căzut sau cu turnul aici văd revelații din partea divinității sau văd obstacole prin care vei trece sau vei auzi de o persoană care e bolnavă, care poate are probleme de sănătate. Turnul aici văd anumite obstacole, poate la drum, sau poate doriți să vă mutați cu familia în altă țară, în altă casă. Vi se spune să aveți grijă de corpul dumneavoastră fizic, pentru ca sufletul dumneavoastră să locuiască în corpul dumneavoastră fizic, trebuie să aveți grijă de acest corp fizic. Și cred că în această zi veți lua la cunoștință lucruri importante. Da, ceva profetic. Veți fi inspirat să aduceți renaștere în viața dumneavoastră, renoire. În ce privește, cred că trebuie să schimbați o dietă, alimentația. Unii dintre voi aici cu mașina, motocicleta, nu știu, dar văd că divinitatea va lua decizia mâinile sale pentru a aduce o eliberare din într-o situație care a stat pe loc mult timp și a dus la frustrare, la suferință. Poate fi cu suferință, dar duce la eliberare, la eliberare, la o transformare importantă pentru viața dumneavoastră. Important e că credeți. E ceva spiritual, se întâmplă ceva spiritual. Cifra 16, 7. Poate veți, nu știu, sunt persoane care au patima alcoolului, nu știu dacă poate aveți în familia de origine. Aici văd că trebuie să vorbiți, aveți interviu, aveți de spus, trebuie să negociați,
trebuie să vă apărați interesele, locul de muncă și tot ce v-ați sacrificat până în momentul de față, în această zi. Și să aveți grijă la circulație sau pot fi întârzieri în trafic. Trebuie să sunați, să anunțați pe cineva dacă veți avea întârzieri în trafic sau probleme. Și trebuie să vă faceți respectați, să nu, să aveți încredere în principiile dumneavoastră și în propria persoană. Văd că veți avea anumite sfide din afară, dar oricum sunteți înaintea tuturor. Da, văd că trebuie să revedeți o situație, văd că veți face un pas înapoi sau, da, cum spuneam, ceva o toxicitate în familia noastră sau unii dintre voi veți dori să vă întoarceți la familie sau să vă reîntoarceți la trecut, să revedeți o situație din trecut sau din trecutul dumneavoastră, poate cineva dorește să se reîntoarcă în casă, în familie. Văd că trebuie să revizitați sau să revizionați o situație din trecut. Trecutul poate are un rol important. Haideți să vedem turnul pentru zodia Gemeni. De ce a ieșit turnul aici pentru zodia Gemeni? Pentru că văd de la drum sau trebuie să faceți un drum peste hotare, cineva va veni sau văd zodia Berbec, poate are un rol important, o hotărâre, o decizie, o acțiune în ce privește lumea. Veți pleca în lume sau cineva va veni din lume. Și văd că șaptele de bețe cu autoritate, vedeți acești munți, șaptele de bețe, veți avea anumite obstacole cu autoritate și va trebui să vorbiți cu această autoritate, să negociați, să tratați, să spuneți, să vă faceți respectați în principiu și valorile dumneavoastră, da? Dragii mei, vă îmbrățișez și eu vă aștept data viitoare, vă mulțumesc că m-ați urmărit, vă doresc o zi cât mai plăcută, să ne vedem cu bine, la revedere, sănătate, Doamne ajută! Voi trece la zodia Balanță, dragii mei, dragile mele balanțe. Ce faceți? Sper că sunteți bine. Mă bucur că sunteți alături de mine aici, acum, azi. Voi face oroscopul zilei de 12 septembrie. Înainte de toate, vă recomand să luați doar mesajele care vi se potrivesc fiind o etalare generală și să vă scrieți la canal. Este gratuit și în acest mod veți primi notificări pe parcurs cu ceea ce voi distribui și nu uitați că ne vom conecta energetic pentru a avea răspunsuri mai concrete din partea tarotului. Zodia Balanță. Ce va fi în această zi de marți, 12 septembrie, pentru Zodia Balanță? Zodia Balanță, Asul de Spade, o decizie. Într-o decizie veți avea o victorie, într-o hotărâre și o reușită cu alte persoane sau în ce privește examene sau în ce privește colaborările. Văd că veți pune limite altor persoane, veți lua decizii, veți trece peste obstacole, văd că veți înfrunta, veți fi mai deciși, veți avea o minte mai clară, veți avea idei. Ideile vor fi mai clare, mentalul nostru va fi mai clar. Decizii în ce privește un nou drum, o nouă stradă, vor fi de luat decizii în această zi cu o foarte mare hotărâre și mentalul dumneavoastră va ști ce decizie să ia. Chiar dumneavoastră ați ieșit aici. Și văd că veți avea parte de un succes, vă veți echilibra. Văd că veți avea un trofeu, un avantaj, un succes, ceva care durează de ceva, de 9 luni poate, sau de 9 ani, sau cifra 913 poate are un rol important. Zodia Fecioară, Săgetător, poate are un rol important. Oricum ar fi, văd o victorie, o mulțumire, un echilibru, o dorință îndeplinită. Veți fi mulțumiți de munca dumneavoastră, de această decizie, de propria persoană. Și mă scuzați. Și treiul de cupe îmi spune că veți avea parte de o reușită.
veți sărbători, vă veți bucura de această reușită cu alte persoane, veți găsi o soluție și văd că vă veți îngriji de dorințele dumneavoastră sau de pasiunile dumneavoastră împreună cu alte persoane. Văd că vă veți vindeca. Veți avea mai multă grijă de propria persoană sau în ce privește, poate unii dintre voi veți lua un examen în ce privește știința. Da? Unii dintre voi văd că veți avea parte de o reușită, o soluție, poate în ceea ce v-ați propus dumneavoastră. Haideți să clarificăm. Haideți să vedem, pentru toți abonații mei, pentru toți cei născuți în zodia Balanță, Asul de Spade. Ok. Văd zodia Gemeni, poate avea un rol important, săgetător, fecioară, rac. Da, în ce privește resursele, în ce privește banii, văd că veți avea parte de resursele de care aveți nevoie, dar văd că cineva se va opune și, sau cineva se va opune, vă veți confrunta cu cineva în ce privește banii sau în ce privește resursele, posesiunea dumneavoastră materiale, discuții în contradictoriu sau cineva va fi contra, dar văd că veți avea parte de abundență, în ce privește, cu o colaborare cu persoane de peste hotare sau de altă naționalitate. Și văd că relațiile, veți avea parte de o reușită în relațiile de cuplu, veți comunica, veți primi mesaje, vă veți uni cu persoana iubită, dragile mele balanțe. Da, văd o comunicare și o relație unită aici, vă veți împăca cu cineva, da? Vă veți oferi ambii iubire, veți petrece împreună pentru succesul dumneavoastră și victoria dumneavoastră. Abundență și succes! Dragii mei, vă îmbrățișez și vă aștept data viitoare. V-am pupat, sănătate, la revedere! Voi trece la zodia Vărsător, marți 12 septembrie, pentru toți abonații mei, pentru toți cei născuți în zodia Vărsător. Dragii mei, dragile mele, dacă nu v-ați inscris la canal, apăsați clopoțelul, este gratuit și în acest mod veți primi notificări pe parcurs cu ceea ce voi distribui. Fiind o etalare generală, să v-ați dau mesajele care vi se potrivesc. Zodia Vărsător, ce va fi în această zi de marți, 12 septembrie? Haideți să vedem împreună. Doiul de monede. Cu temperanța și cu regina de monede. Aici îmi spune că e posibil să aveți un obstacol sau să treceți printr-un dezechilibru în ce privește situația noastră financiară. Văd o confuziune, o confuzie, o perplexitate. Poate va trebui să vă ocupați de două lucruri sau de două persoane, două situații și vă va confunde, vă va produce o confuzie acest lucru. Și zodia Capricorn poate are un rol important. În ce privesc banii, două activități, aveți nevoie de echilibru, încercați să faceți totul mai lejer, într-un mod jucăuș pentru a reuși, pentru a fi totul mai lejer, nu cu greutate. Temperanța aici va trebui să vă echilibrați, vi se spune, văd că vă veți adapta acestor situații de obstacol sau de emoții un pic confuze, vă veți echilibra la. Veți avea parte de vă veți adapta la această situație de confuzie sau de obstacol, cum am zis, și văd că veți fi foarte sociabil, veți avea parte de serenitate, zodia săgetător poate are un rol important, scorpion. Văd că poate o persoană din jurul dumneavoastră, diferență de vârstă, diferență de mentalitate sau de naționalitate poate produce o confuzie în viața dumneavoastră sau poate produce o emoție contradictorie, o stare de perplexitate, adică de
neplăcere, să spunem așa. De aceea vi se cere să fiți echilibrați în ce privesc acordurile sau persoane din jurul dumneavoastră. Sau trebuie să faceți alegeri în ce privește sănătatea, în ce privesc să vă echilibrați energiile, să faceți meditații dacă veți fi dezechilibrați, să faceți meditații pentru a vă echilibra. Cu temperanța aici vi se spune să vă oferiți timpul de care aveți nevoie. Trebuie să aveți răbdare, să faceți un compromis vis-a-vis de alte persoane, în a comunica, în acordurile pe care va trebui să le luați. Sau să faceți un echilibru între două persoane, da? Și văd că vă veți vindeca. Vă veți vindeca. Temperanța aici îmi spune și că veți avea un înger aproape care vă va ajuta. Regina de monedă, o femeie brunețică, o femeie stabilă, o femeie concretă, vă poate ajuta, poate vă întâlniți cu această femeie sau sunteți dumneavoastră această femeie care vă gândiți la stabilitatea noastră financiară. Văd că veți fi practică, concretă, vă veți sacrifica pentru alte persoane. Văd că veți avea încredere în propria persoană și veți fi foarte directă și hotărâtă, să spunem așa, în ce privește stabilitatea noastră financiară. Sau această femeie în semn de pământ ar picioare Capricorn vă va sări în ajutor, poate cu un sfat, poate această femeie vă va ajuta să vă îndepliniți o dorință. Temperanța aici văd că vă veți echilibra starea emotivă, starea fizică. Vreau să clarific aceste cărți. Veți fi puși în fața faptului că trebuie să deciți între două situații sau să aduceți un echilibru. Da, văd o renaștere, să știți, în ce privește un angajament. Doamne ajută! Și eu-s vărsător, deci zodia Capricorn poate are un rol important. Văd o renaștere pentru dumneavoastră, să știți, pentru un angajament, pentru un loc de muncă. Și zodia Capricorn poate are un rol important. Haideți să vedem. Săgetător. Zice să expanzi modul tău de a vedea lucrurile, să încerci să vezi departe, să nu te limitezi. Și văd că vei pleca într-o călătorie sau cu persoane de peste hotare sau vei intra în legătură cu persoane de peste hotare. Văd că ce ai pus tu sacrificiu și toată munca ta în care ai depus timp, ai pus sacrificiu, te-ai dedicat până în momentul de față, văd că va duce la un progres și vei prinde rădăcini. Ia uite, vei fi mai puternic, mai puternică și poate cineva din familia ta va trebui să ia o alegere să plece peste hotare sau, nu știu, dar poate aici, în ce privește familia, văd că vei prinde rădăcini și văd că va intra stabilitatea în viața ta. Intrări de bani. Vei primi o sumă de bani. Și văd că dorești un viitor mai bun și vei avea. E nevoie de timp să știi în ceea ce ți-ai propus, dar cu răbdare vei reuși să prinzi aceste rădăcini mai puternic decât niciodată. Foarte frumos. Da, în ce privesc creativitățile tale aici. Și cred că vei colabora cu persoane de peste hotare sau de altă naționalitate, cum am spus. Și în ce privește chiar și divinitatea, oricum vei renaște foarte frumos. Cred că vei avea o idee și vei aduce acea idee, acea inițiativă în viața ta, la cariera ta sau la jobul tău sau o nouă idee. Foarte frumos. Acorduri. Dragii mei, aceasta a fost etalarea. Vă îmbrățișez și eu vă aștept data viitoare. Vă doresc o zi cât mai plăcută. Să ne vedem cu bine. La revedere, sănătate, Doamne ajută!